Conform așteptărilor, Autoberga Modeva a câștigat și ultimul meci din sezonul regular al Ligii 1 de futsal, impunându-se fără probleme cu 17-1 pe terenul Lanternei Roșii Clujana Cluj. A fost un meci în care Autobergamo, care oricum avea asigurat primul loc la finele sezonului regular, amenaja câțiva jucători, iar conducerea clubului se gândește deja la play-off. Cel mai probabil Autobergamo va juca în semifinale cu CFR Timișoara, iar câștigarea sezonului regular îi conferă avantajul de a nu juca în sferturi și a disputa mai multe meciuri pe teren propriu, lucru valabil și pentru finală. A fost un meci simplu, în care noi n-am mai avut niciun fel de presiune. Am mers la pas, un antrenament. De fapt, au jucat, cred că numai 7 băieți acolo, pentru că Matei avea 3 cartonașe. Nu ne-am riscat să dea vreun hands ceva să prinde pe al patrulea. Iulica Cojocaru a fost suspendat, Denis accidentat, Sergiu accidentat. I-am menajat pentru meciurile mai importante. Nu contează scorul cât a fost, când a fost. Deci a trecut sezonul regular, suntem pe primul loc. Este un avantaj, chestiunea asta mai departe ne ajută în campionat, pentru că vom juca o semifinală, probabil cu Timișoara, unde se joacă 2 din 3 și 2 la Deva, foarte important. Dacă ajungem în finală, 3 din 5 și 3 la Deva, foarte important. Până la play-off, cei de la Autobergamo vor juca în Cupa României Final Four-ul competiției, urmând a se disputa la Galați. În semifinale, Autobergamo va juca cu concitadina ACS West, divizionară secundă, iar acest lucru face ca Deva să aibă cert o echipă în ultimul act. Dorin Popa, președintele celor de la Autobergamo, este bucuros că echipa sa nu joacă în semifinale cu FK Odorhei și își propune să câștige trofeul, deși recunoaște că acest lucru va fi dificil. Următorul pas este Final Four-ul de Cupa Românie. Da, o deplasare infernală, un drum lung acolo. Vom juca cu cealaltă echipă din Deva. De noi, scopul nostru este să jucăm un meci pragmatic, econom, să nu ne accidentăm, să nu avem suspendați. A doua zi, dacă, bineînțeles, dacă reușim să câștigăm, să fim proaspeți, relativ proaspeți pentru finală. Deci asta este ceea ce ne interesează pe noi și să încercăm să aducem cupa aici. E greu, e foarte greu. Avantajul foarte mare al Galațiului că joacă acasă. Bine, și e un meci în semifinală cu Odorheiu, care eu am declarat, eu nu vreau să pic Odorheiu. Aia clar. Deci am fost ascultat de divinitate și n-am picat cu Odorheiu. Pentru că Odorheiu e echipul tânăr, o echipă care fuge, aleargă foarte mult și te întrebuințează la maxim. ACS West, adversara celor de la Autobergamo, merge cu un moral ridicat la Galați după ce a reușit cu 3 etape înainte de terminarea sezonului regular din divizia secundă să își asigure calificarea în barajul de promovare pentru Liga 1. Cei de la ACS West spun că meciul cu Autobergamo va fi cel mai greu din acest sezon și chiar dacă pleacă cu șansa a doua, își vor juca șansele până la capăt. Ultimul turneu a fost la fel ca celelalte de până acum, am reușit să ne facem jocul, să câștigăm toate cele 3 partidele și să ne îndeplinim toate obiectivele dorite. V-ați asigurat deja calificarea în play-off? Da, am reușit să ne asigurăm matematic calificarea în turneul pentru promovarea în Liga 1. Urmează Cupa României Final Four, jucați cu Autobergamo, cum vezi ce vă doriți de acolo? Da, într-adevăr, urmează o partidă foarte dificilă, cea mai dificilă partidă din acest sezon. Sperăm să facem un joc cât mai bun și vedem ce se va întâmpla. Meciul dintre Autobergamo și ACS West se va juca duminică 20 martie de la ora 11:30. Câștigătoarea acestei partide va întâlni în meciul decisiv pentru adjudecarea trofeului pe învingătoarea dintre gazdele de la United Galați și FK Odorheiu Secuiesc, locurile 2 și 3 din Liga 1, care vor juca tot sâmbătă, dar de la ora 13:30. Finala Cupei României la futsal se va juca luni 21 martie, cu începere de la ora 18, toate meciurile din Final Four, urmând a fi transmise în direct pe Digisport 4.